Salutare, oameni buni! Ce am încercuit aici este punctul reflexogen al plămânilor. În acest caz este plămânul drept. Pe pernița piciorului stâng avem plămânul stâng. M-am gândit să vă arăt această zonă și un masaj aici, pe zona plămânilor, zona reflexogenă a plămânilor. Pentru că toamna este energia maximă a acestui organ și este sezonul răcelilor, bronșitelor, gripelor. De asemenea, știu că sunt foarte multe persoane și cu astm și în momentul în care apare vremea rece, cețoasă, se agravează simptomele acestei afecțiuni. De aceea zic eu că un masaj în această zonă este binevenit. Țin minte că i-am făcut odată unei doamne cu astm 10-15 ședințe de reflexoterapie, am accentuat pe această zonă și a fost primul an în care n-am mai avut acele simptome ale astmului. Da, deci am localizat acest punct și vom face un masaj. Vom și apăsa un pic în această zonă. Eu n-am folosit cremă acum, dar este bine să folosiți un pic de cremă, un pic de ulei. Și exact în această zonă care v-am arătat-o, se face acest masaj timp de 2-3 minute la fiecare picior. Lucrăm atât la plămânul drept, cât și la plămânul stâng. Este foarte posibil să simțim zona mai dureroasă, în special dacă sunt niște afecțiuni mai cronice. Acest masaj este foarte indicat și în răceli, în viroze, chiar de la apariția lor, pentru ca afecțiunea să nu avanseze la nivelul plămânilor. Și poate fi făcut acest masaj împreună cu cel de la nivelul gâtului și la nivelul nasului. Să fie de folos, Doamne ajută!